Și? Oh, surpriză neplăcută. Cazul și fistic. Nu-ți iau! Are personalitate și nu vrea ca fetele să se îmbrace la fel ca ea. Chizicuța cu băboasă care miroase capsuni. Chiar miroase? Da. Teodora, ce faci acolo? Fur startul? Teodora, duc să mă uit. Se mănâncă la masă. La ce te uiți? Haideți, fetelor! Bravo! Hai, Teo, hai! Hai, hai, hai! Bravo! Super! Salut, mami! Salut și bine ați venit la un nou vlog! Uf, ratare! Jocuri în curte? Nu! Nu! Mergem la cumpărături să amenajăm curtea. Mergem să luăm leagăn și alte chestii de curte. Balansoar, nu leagăn, Mara, ce leagăn? E tot leagăn, hai, să mergem. Briana, frumosica, lutata. Uitați-a făcut Briana. Tuc, tuc, tuc. Și a pus exact stângul drept, stângul drept. Da. Și ghiciți ce, vrea să și ia la ea? Păi da, ăștia e cam mici. Așa că... Am întrebat-o, ea i-a făcut ăștia. Da, o strâng. I-am zis, nu scam mici și ea mi-a zis că și ea pe aia de rezervă. Am înțeles. Haideți să mergem. Da, ăștia lasă, ia acasă. Ăștia nu Marii nu-i trebuie. Pune. Și? Oh, surpriză neplăcută. Magazinul este închis. Deși până acum doar în duminica Paștelui era închis și... De a doua zi de luni toate magazinele erau deschise. Hai la Leroy, Auchan. Asta e. Cred că s-au gândit că firmele de construcții nu funcționează azi. Și fiind în principal cu materiale de construcții, s-a dat să fie închis. Altfel cum să-mi explic? Închis și aici. Bine să cred. Închis și a doua zi de Paște. Continuăm azi cu ce facem astăzi și vom face alt loc în care vom cumpăra balansoarul. Ia, ce ți-ai luat acolo? Arată. Eu vreau plătit? Fistic. Fistic. Și eu vreau fistic. Cât face? A, are doar zahăr deasupra. Mai bine. Eu vreau altceva. Bine. Deci lubrii. Cazu și fistic. Am luat așa, migdale cu Nutella. Pentru că vrea cineva Nutella. Nutella. E colorat. Ia să vă ce ți-ai luat. Și ați găsit de joacă aici. Dacă are ceva, Luteo. Wow. Și e și redusă. Da. Au pentru toate? Au pentru Mara și Teo. Pentru Bri? Nu cred, trebuie să căutăm la bebeluși. Le luăm așa? Le luăm pe frumoase tare. Merg la orice tricou de-al lor, uite. Ia-ți de-n ce reacție au fetele. Fetelor, ce ziceți? În bine? Da. E pentru Mara și... Pentru Teo. Ce mai căutăm? Haideți, Brian nu se mai lăsa adusă de acolo. Da, se dusă în vârtea pe aici. Și ce au găsit fetele? Bria a găsit tricouri asortate pentru fustele astea. Numai că Brian are fustă, dar speram să-i găsim și ei. A, noi am venit pentru geacă aici, parte. Da. Ei, da. Da, Mara nu mai are pijamale. Nicio. Nu cred. Uite așa. Ce au adus? Bluza asemănătoare cu lanților. Nu cred. Mie îmi place mult mai mult cum se asortează bluza unic cu colanții cu inimioare. Nu le luăm! Am găsit! Pijamale! Teo vrea pijamalele astea cu bulină. Teo 6-7-8, zic eu. 7-8! Faci 7 ani, deci pentru 7 ani trebuie să luăm. Mara vrea pijamea ca a mea cu Sailor Moon și am găsit mărimea XS de la adult. Da. Îți vine? E cam mare. Da, e mare. E mare rău. Nu. Deci nu. Ce ziceți, să-mi o iau sau nu? Mie îmi place tare mult. Și e mai mare decât mărimea mea, 152. Nu-ți iau! Are personalitate și nu vrea ca fetele să se îmbrace la fel ca ea. De aici la Pepco. Și dacă nu găsim o geacă mai frumoasă, ne întoarcem aici și o luăm pe aia. Hai, hai, mami. Eu o vreau pe aia din piele albastră. Și în loc de fustă curcubeu, Briana, eu o să iau cu lanț curcubeu. Ce tari sunt. Ia uitați ce-au mai adus mirositor. Chizicuța cu băboasă care miroase capsuni. Chiar miroase? Da. Puiul ăsta miroase? Ha? Nu, nu miroase. Zice să-l apeie, da.
Briana și-a luat singură o fustă, între timp eu i-am ales pantalonii curcubeu. Wow. Și o rochie. Și rochia asta de bebeluș și tot ea și-a luat-o, doar o pune la loc. E prea mică. Nu, e a mea! E mică, Bris, cumpăr una mai mare, vrei? Da. Uite aici. Aici, suntem la rochie. Ia. 98, e cea mai mare. Asta e. Super. Ce-ai găsit aici? Rochie extrem de frumoase, doar la 10 lei. Fac și reclamă la ele, sunt din Bumbac, dar... Mie mi se pare așa extraordinare, cum zice Mara. Uite, mie asta îmi place. Chiar drăguță. Mie nu-mi place. Am luat mărimile 104, 128 și 150 de. Pentru toate trei. Da. Un fin pantofi de 36 de la adulți. Ești sigură? Da! Mie nici nu-mi plac și nu cred că-ți vor veni fără șosetă, dar treaba ta. Și? Gata! Nu ți-a luat nimic? Cine nu ți-a luat nimic? Cum ar ție ți-am luat aici? Încă nu mi-am luat sandale. Erau acolo niște sandale pe buze. Chiar vrei să le vezi? Ia, nu-mi plac. De ce? Nu-mi plac. Și gata. Hai la înghețată, că e prea cald. Yeah! Și-am venit cu Brie. La? Înghețată. Ghiciți ce? Se mănâncă în interior. Deci putem să ne ducem la Porcul Mare și mâncăm acolo ceva. Avem atâta mâncare acasă. Da, hai la tata. Vii? Hai, mami, noi mâncăm o nirvană. Luăm roșii și alte legume proaspete și mergem către casă. Mă rog, proaspete. Dar singurile pe care le-am găsit. Am luat și mere pentru Bri, că îi plac foarte mult. Și pentru noi. Nu numai pentru Bri. Dar lui Bri îi plac cel mai mult merele. Da. Și mie îmi plac, dar mănâncă toată ziua am mere. Dintele ăsta și mi intră acolo mărul. Am ajuns acasă, cum mi-e stă? Frig. Ți-e frig! Hai că mergem în casă. Ia. Îți stă bine, Mara? Ori la Măgura e mai frig decât la Bacău, pentru că era frig și când am plecat și acum când am ajuns, ori vremea e schimbătoare. Și a fost cald pe aici când am fost noi în oraș. A fost foarte cald în oraș. O, dar și coronița ai. Foarte curcubeatică ești. Bravo, Mara. Mai sus, Mara, te rog. Tati s-a dus să editeze, iar noi, de vreo 2-3 ore, tot ne străduim să pregătim masa. O să caut. Fetele tot probează haine. Teo s-a îmbrăcat. Bri s-a îmbrăcat cu rochea lui Teo. Da. Nu, ia ta. Astea-s pijamalele noi. Ale Teodorei. Barbie! Briana, ce-ar fi să îmbraci? Foarte mult să Briana, ce-ar fi să îmbraci rochia ta? Aici sunt cartofii aduși de Mara, pentru că a vrut cartofi făcuți la mână și până la urmă tot eu i-am făcut, uite-i. Aici pregătim salata tabule, ăsta e cușcușul hidratat. Mara toca roșiile aici, dar nu știu unde a dispărut. Aici am făcut ciuperci trase la tigaie cu usturoi, pătrunjel și zeamă de lămâie, trase în unt. Teodora, ce faci acolo? Furi startul? Teodora, duc să mă uit. Se mănâncă la masă. La ce te uiți? Dacă eu sunt în bucătărie, în casă e... Dezastru. Și ca de obicei, masa plină. Mara, după flori? Stai, hai să luăm florile de aici. Să te mănânci, Mara. Ai zis foarte bună salata tabule. Să știi că e doar tabule. Bun, Bri? Eu am mâncat. Briana a dat tot pe atât era salata. Și ai mâncat-o toată. Fetele au cartofi prăjiți, făcuți în casă, de mână, de mine, deși Mara a promis că îi face. Noi avem ciupercuțe, friptură de porc și de miel și salata tabule. N-am mai făcut un sos, avem salată și oricum ciupercile astea sunt astea în mânt și și-au lăsat un pic de sos. Cum sunt viața? O să spun și ție. Sper să fie bune. Cum sunt, Mara? Astea sunt bune? Nu, da, ciuperci. Eu. Stai acolo, Bri. Da, eu de acolo. Bine, hai că-ți dă mami. Ia, vino, dă furbiță. Plecă, plecă. Fetelor, vă urez poftă bună, iar vouă vă spun pe curând. Pa, pa! Pa, pa!